Bună ziua, stimați telespectatori, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Contraatac. În această luni după amiază, acest frumos început de săptămână, îl avem alături de noi pe unul din membrii staffului de conducere a Federației Române de Fotbal. Este ieșan, este de-al nostru și suntem mândri că am reușit să punem mâna pe el pentru o oră și să-l aducem în platoul emisiunii Contraatac pentru a afla ultimele noutăți atât de la București, cât și de la Iași, sau mai bine spus de la București în ceea ce privește Iașul. Alături de noi, după cum spuneam, este Ciprian Paraschiv, director de dezvoltare în cadrul Federației Române de Fotbal. Am spus bine? Foarte bine, vă mulțumesc frumos de invitație, cu drag, cu drag tot timpul. Și noi te așteptăm cu drag de fiecare dată, numai că ești cam scump la vedere, așa. Nu prea te lași prins pe la Iași. Da, din păcate, drumurile, natura serviciului, știm foarte bine că lucrând în sport nu ai niciun weekend liber, sunt o grămadă de competiții. Sunt foarte multe proiecte dezvoltate în parteneriat cu UEFA și, evident, ăsta e motivul principal, altfel, oricând alături de Ieșeni, cu mare, mare drag, pentru că nu pot să uit. Iașul a fost și va rămâne orașul meu de suflet. Aici m-am născut, aici am copilărit și, evident, aici vreau să îmbătrânesc. Nu e cazul încă, tinerețea încă este acolo la locul ei, așa că mai te rămâi puțin la București și fă lucruri bune pentru Ieșeni. Doamne ajută, eu încerc, ăsta e și motivul care mă determină și îmi dă puterea de a continua acolo, pentru că nu e simplu să ai familia la ea și tu să lucrezi la București când ai și doi copii, dar faptul că știm împreună cu toții vom genera lucruri bune pentru viitor, chiar pentru generația fiului meu, de ce nu? Acest lucru îmi insuflă putere de a continua și de a merge mai departe. Ce se mai întâmplă pe la București? Cum mai sunt apele pe la federație? Ce se întâmplă? Proiecte foarte multe. Am început de pe 4 ianuarie. Am început din plin, ca să zic așa. Extrem de multe proiecte. Lucrăm foarte mult la dezvoltarea fotbalului. Chiar pot spune că sunt norocos că conduc acest departament, pentru că ceea ce facem noi la nivelul Federației Române poate fi caracterizat prin cuvântul dezvoltare. Încercăm să dezvoltăm fotbalul românesc. Până acum am lucrat la baza fotbalului românesc. Cred eu că în timp se vor vedea și rezultatele. Și avem ambiția, avem energia, tinerețea, de ce nu, de a duce mai departe aceste lucruri și de a obține, de ce nu, acea performanță predictibilă pe care ne-o dorim cu toții. Liga 1, o ligă plină de probleme, plină de ninsoare în ultima vreme, terenuri înghețate, aceeași problemă și în sfârșitul anului 2016 și în începutul anului 2017 și probabil că și de ani în urmă și din anii în care vor veni va fi aceeași problemă. Se poate rezolva această problemă? Da, e... Ce să zic, noi la nivelul Federației Române de Fotbal am făcut ce era de făcut, în sensul că am impus în acel cai de licențiere obligativitatea ca acele cluburi care activează în Liga 1 să aibă acel sistem de încălzire. Din păcate, foarte puține echipe îl și folosesc, dar într-adevăr îl au, dar și folosesc foarte puțin pentru că sunt cheltuieli extrem de mari. Eu zic că România nu e neapărat cea mai vitregită țară din punctul de vedere al vremii. Vedem că se întâmplă și în Italia și în Spania și, nu știu, și în Anglia se joacă de Crăciun, de Revelion și acolo iarna e destul de grea, dar stadioanele arată foarte bine, terenurile sunt verzi. Aici presupune o putere financiară de a-ți permite de a întreține acel teren, de a-l avea non-stop, de a folosi acea instalație non-stop. Mai mult decât atât, cum este la Național Arena, mai există și o instalație de fotosinteză. Dacă îți permiți să o pui peste gazon, vei vedea că vei avea gazonul verde non-stop și fotbaliștii ar putea juca în condiții de siguranță. Din păcate, Liga, nu neapărat din păcate, dar Liga 1 este gestionată de Liga Profesionistă de Fotbal. Campionatul este destul de condensat și datorită Cupei Ligii, Cupei României, campionatul nostru intern. Oricât am încercat să găsim un calendar, este destul de greu, însă, în mod cert, ar trebui găsite soluții pentru astfel de cazuri, pentru că trebuie să prevenim de a pune în periclitate viața jucătorilor, pentru că până acolo se poate ajunge. Crezi că se poate începe totuși se pot începe meciurile oficiale începând cu data de 4 februarie? Niciodată n-am luat startul, campionatul atât de repede.
Da, într-adevăr, începe puțin mai repede, cum am spus, datorită Cupii Ligii, o competiție nouă apărută anul trecut, însă mi-e greu să zic. Eu cred că ar trebui găsite soluții la nivelul departamentului competiției din cadrul Ligii Profesioniste de Fotbal, eventual să mai includă una sau două etape intermediare, însă aici mai sunt mulți alți factori colaterali, spre exemplu televiziunile, care plătesc destul de mult pentru Liga 1, eu zic că plătesc destul de bine, și cumva e și la mâna televiziunilor și dacă ele își doresc ca în acel weekend să se joace, nu prea e de ales. E adevărat, decizia de a începe sau a nu începe meci este a arbitrului și cred că și aici arbitrii trebuie să aibă puterea și discernământul de a decide dacă un teren oferă condiții de siguranță pentru jucători sau nu. A fost cazul meciului Pandurii Târgu Jiu cu ASEA Târgu Mureș, unde la pauză Pandurii au refuzat să mai intre pe teren. A fost iarăși cazul CSV Politehnica Iași cu Dinamo, unde s-a jucat mai mult cu Adidas decât cu Ghete. L-aveam săptămâna trecută pe post de invitat pe capitanul Ionuț Voicu, care îmi povestea că ei sunt obișnuiți să meargă cu Adidas pe stradă, nici cum să alerge pe terenul de fotbal, dar cu toate acestea s-au adaptat condițiilor meteo. Mă gândesc, nu ar fi trebuit în caietul de sarcini făcut o mențiune, nu doar a avea această instalație, ci este neapărat necesar să o folosim, pentru că poate n-au înțeles domnii de la cluburi că trebuie să o și folosească, nu doar să o aibă acolo pe inventar. E adevărat, noi abia anul acesta ne-am lovit cu această problemă, abia am introdus în caietul de sarcini, noi am presupus bunele intenții ale cluburilor atunci când fac acel caiet de sarcini, iată că multe cluburi nu folosesc acea instalație sau, eu știu, îi dau drumul cu 2-3 zile înaintea meciului, ceea ce nu e de ajuns. Repet, nu e neapărat pentru a dezghița terenul, cât pentru a avea o calitate foarte bună a gazonului. Ori, e adevărat, pe viitor cred că aceasta ar fi o decizie bună de a impune în caietul de sarcini și obligativitatea de a folosi, nu știu modalitatea cum ar putea fi controlată acest sistem, tot la latitudinea Ligii Profesioniste de Fotbal va rămâne, dar cred că aceasta ar fi soluția dacă vedem astfel de lucruri că se întâmplă. O altă problemă pe care are Liga 1 și o are din ce în ce mai stringent de la an la an este insolvența. A fost dată deja o lege a insolvenței, dar care va intra în vigoare mai târziu, nu chiar acum. Nu este foarte fair play, dar nu avem ce face. Ca echipe precum ASEA Târgu Mureș, a fost cazul anul trecut, acum nu că trag pe turta ieșenilor, dar asta e. Sau Pandurii Târgu Jiu anul acesta, chiar și Gaz Metanul, care e o echipă dragă mie, să joace în play-off în condițiile unei imposibilități de a evolua în cupele europene. Același lucru s-a întâmplat chiar și cu Dinamo. Da, trebuie să înțelegem că această lege a insolvenței nu se aplică doar pentru structurile sportive, este o lege a insolvenței la nivelul întregii României și nu putem noi să punem criterii speciale. Dacă legea insolvenței prevede acest lucru și, într-adevăr, dacă UEFA nu-ți permite să joci în cupele europene cât timp ai acele datorii și încerci să le stingi, nu prea avem noi ce face aici, chiar nu prea avem ce face, ceea ține de mai mult de un pachet legislativ la nivel de guvern. Dar și aici poate se va putea conlucra pentru că sunt semnale bune că se dorește dezvoltarea sportului, că va fi prioritate națională și acest lucru îl așteptăm cu toții pentru că, iată, am ajuns într-o situație extrem, extrem de grea. Nu vreau să amintesc ce s-a întâmplat la ultimele Jocuri Olimpice, chiar la nivel de sportul de echipă, cât de greu este. Ori acest lucru poate împreună cu toții, noi deja am făcut o Federație Română de Fotbal cu fostul ministru al tineretului sportului, am adus câteva îmbunătățiri din punct de vedere fiscal, la codul fiscal. Sperăm ca și pe viitor, odată cu schimbarea ministrului, pentru că între timp a fost Elisabeta Lipă, nu am reușit să conlucrăm deloc cu ea, sperăm ca pe viitor să putem aduce în continuare acele pachete legislative care să ajute într-adevăr sportul românesc, întreg sport românesc, nu numai fotbalul. Totuși, se poate stopa cumva nu știu, acest colaps al fotbalului, pentru că din ce în ce mai multe cluburi apelează la acest tertip. Pentru că eu, sincer, acum e opinia mea proprie, a ajuns să fie un tertip această insolvență de a scăpa de datorii. Nu le băgăm echipa în insolvență, scăpăm de datorii, creăm un club nou, eventual dacă se poate o luăm direct din Liga a doua, nu din Liga a cincea, și într-un an promovăm și uite așa am rezolvat toată treaba și am ajuns din nou în vârful clasamentului. Bine, legea insolvenței presupune că trebuie în timp să-ți stingi datoriile, se face o reeșalonată
Asta dacă ai cu ce? Clar, în funcție de veniturile care îți vin. Altfel intri în faliment și atunci chiar că dispar ca și echipă. Nu știu ce să zic, probabil ăsta e motivul a ceea ce s-a sedit în trecut. Faptul că nu s-au investit în centrele de copii și juniori a fost cumva supralicitat, au fost transferuri, zic eu, îndoielnice, jucători de valoare îndoielnic aduși în România pe bani extrem de mulți. Copiii noștri n-au mai avut șansa să joace, inclusiv în Liga 1, aici a și intervenit acea lege impusă de FRF, impusă, mă rog, în parteneriat cu unele cluburi, acea de a avea obligativitatea unui jucător eligibil Under 21 pentru echipa națională de tineret. Și astfel au dus cluburile într-un colaps financiar. Ori, dacă tu nu dezvolți propriul centru de copii și juniori, e greu să reziști în situația actuală, mai ales în condițiile în care primăriile se cam feresc să mai finanțeze. Știm foarte bine câte scandaluri au fost și aici legea nu e foarte clară. Noi am încercat să venim în sprijinul comunității locale. Curtea de conturi, știm foarte bine, judică fiecare în funcție de mă rog, nu există un răspuns unitar. Dacă ceri un punct de vedere al curții de conturi, nu-l ai. În funcție de, nu știu, de județul în care activează acei inspectori al curții de conturi, judică ba după legea 69, ba după legea 350. Fiecare după bunul plac. Da, nu există un sistem foarte clar. Ori aici noi, Federația, încercăm și chiar am venit în sprijinul cluburilor, am dat acea posibilitate ca și Consiliile Județene să poată finanța echipa, că undeva în lege spunea că autoritățile locale și cumva ține deoparte Consiliul Județean. Ori nu, noi am venit cu acea schimbare, cu acel amendament de la legea 69 pe 2000, legea educației fizice și sportului, și acum mai nou sunt consilii județene unde finanțează și sportul. Dar trebuie să înțelegem că la nivelul cluburilor, cel puțin de Liga 1, ai nevoie de manageri adevărați, de manageri care să aducă bani, nu de manageri care să stea cu una întinsă la comunitatea locală, pentru că înțeleg și pe acei edili, ok, bag bani, dar e normal să se întoarcă și un anumit profit, să nu știu, să poți vinde un jucător, să crești un jucător. Ori până acum nu prea s-a întâmplat. Foarte puține echipe de top au pepinieri proprii bine dezvoltate, le știi foarte bine. Eu știu, păi, afară de Viitorul... Viitorul poate Craiova, Dinamo, Craiova, da. Dar în rest e păcat, e pustiu. Sunt în special cluburi private, în schimb, care vin frumos din urmă și nu e neapărat un lucru rău. Însă e clar că acesta este viitorul. Trebuie să investim în copiii noștri dacă vrem să avem un fotbal de calitate, dacă vrem să avem jucători, de unde să ne extragem valorile. Și probabil acesta, nu, probabil mai mult ca sigur, acesta a fost și motivul pentru care s-a băgat acea lege Under 21 la Liga 1 cu un jucător, 3 la Liga 2, 3 Under 19 la Liga 3, să dăm șansa copiilor noștri de a juca, pentru că avem, eu repet, eu cred foarte, foarte mult în resursa umană a României. Am avut jucători talentați, avem jucători talentați, rămâne ca să reușim să-i creștem frumos și să le dăm șansa de a se dezvolta. Au fost foarte multe păreri și foarte împărțite de la începutul sezonului până acum cu această regulă Under 21. A existat o întreagă polemică, inclusiv la Iași, în ceea ce privește cazul lui Boiciuc, al nostru, dacă este sau nu este eligibil pentru Naționala Under 21. Nicolo Napoli refuza pe atunci să ceară o opinie cât se poate de oficială a Federației. Până la urmă, tot noi, cei din presă, am reușit și am smuls acel act de la Federație conform căruia Boiciuc putea să joace, pentru că se încadra în această regulă. Sunt foarte mulți contestatari, dar sunt și foarte mulți care aplaudă această regulă. Aici e o mare ciudățenie. Contestatari sunt în special cei care primesc bani de la comunitatea locală. Ori ar trebui să fie exact invers. Da, Gigi Becali poate să conteste. De ce? Pentru că el e un ce termen să folosesc? Un afacerist. El cumpără cel mai bun de pe piața din România și vinde în exterior. E adevărat, are și o echipă foarte bună, având cei mai buni, are șansa de a juca la cel mai înalt nivel și vinde. Dar când tu iei bani de la autoritatea locală, când tu practic ca și manager nu te chinui să aduci un ban să gestionezi singur situația. Dau exemplu Federația Română de Fotbal, nu că vreau să-l aud, dar noi suntem o structură privată 100%, deci noi nu primim niciun ban de la stat, deci noi încercăm să dezvoltăm foarte sănătos fotbalul românesc și o să vedeți câte proiecte, dacă o să avem timp să vorbim, am făcut și avem în continuare în plan. Ori
când tu știi că ai banii venind, îți vin, cad banii de la comunitatea locală, normal contești. De ce? Pentru că dacă tu n-ai crescut aici, ții antrenori pe 10 milioane, 100 de ron, nu mai știu că bani vechi, nu știu, 12 milioane, nu te poți aștepta să-ți crească copiii. Ori sunt foarte mulți copii talentați, sunt foarte multe licee cu program sportiv. Dar, de exemplu, Iașiul, nu? Iașiul e un județ extrem de mare, are foarte multe comune în mediul rural, sunt copii foarte buni. Da, trebuie să existe și un headhunter, măcar unul, care să se ducă să-i caute. Sigur, eu știu că totuși la nivelul centrului de copii juniori s-au mai pus lucrurile la punct aici. Știu că se întâmplă lucruri destul de bune. Acum, na, nu știu exact cât se investește. Aici chiar sunt oarecum rupt de situația de la clubul din Dealul Copoului, cât de drag mi-a fost și cât de mult am oferit pentru el. Recunosc că la acest moment sunt puțin rupt de el, dar într-adevăr, trebuie să existe acei scouteri, trebuie să investești, să-ți permiți să ții la un cămin. Și ai totuși liceu cu program sportiv, se pot crea parteneriate, ai Miroslava, ai echipă de Liga 3, unde poți să-i dai să joace. Sunt variante. Rămâne să și vrei, nu e simplu, nu e mai simplu, nu, e să iei un jucător. Acum nu vreau să fiu rău, dar sunt niște bani care se învârt în aer când iei un jucător din altă parte și îl dai mai departe. Sau în clipa în care acel jucător îți vine de la copii și juniori, clar, situația e foarte clară privind acei bani. Ori, dacă ești un manager de club adevărat, trebuie să înțelegi că tu trebuie să produci bani, să produci performanță. Ăsta e modelul pe care ne-l dorim și din acest motiv, începând de anul trecut, am creat acel football management schemă în care am chemat președinți de cluburi de la toate eșanoanele, în care am avut lector inclusiv de la Ajax Amsterdam, de la AS Roma, din toată Europa. Am avut cei mai buni manageri care au explicat foarte clar cum stă sistemul. E clar, un club de fotbal trebuie să aibă la acest moment sponsor poate chiar mai mult decât are echipa națională, pentru că are o vizibilitate mult mai mare, mult mai multe meciuri, mult mai des este televizat, însă trebuie să ai și acea înclinație spre această parte de management. Cum găsești acești sponsori? Adică e chiar atât de greu să se găsească un sponsor 2-3? Bine, clar, o condiție neapărat necesară este ca acel club să facă performanță, pentru că bănuiesc că nu vine nimeni să investească într-un club care mai are puțin și pică în Liga 2 sau în Liga 3. Dar, bun, să luăm cazul Iașului. E o echipă care, chiar dacă a fost invitată să joace în Europa, totuși a evoluat într-o cupă europeană anul trecut. Poate să facă acest lucru și anul acesta, pentru că suntem la 5 puncte distanță de play-off. Nu e o distanță chiar atât de colosală, s-au recuperat din punctele alea multe. Sigur. Câte erau. Nu ar putea Iașul găsi un sponsor care să vină nu doar pe barter, nu să-mi arunce câte 5 mingi în tribună, ferească Dumnezeu să nu se supere acei sponsori, sunt buni și ei, dar niște sponsori care să vină să, nu știu, să suporte măcar 10% din buget. Sigur, și barterul e bun. Aceea este o întreagă filozofie. În primul rând, trebuie să-ți construiești brandul, trebuie să aduci suporteri la stadion. E clar că numărul vinde, cât ai mai mulți spectatori, cu atât vinzi mai bine. Eu cred că Iașul este un brand la nivelul României, nu numai a Moldovei, e un centru cultural. Eu zic că nu este atât de greu, dar în primul rând trebuie să oferi credibilitate, un sponsor trebuie să vrea să-și asocieze numele cu clubul din Dealul Copoului, spre exemplu, în clipa în care noi am venit la Federația Română de Fotbal, să știți că porțile au fost deschise. Și chiar pe final de an, spunea președintele Federației Române, Răzvan Burleanu, că a avut o întâlnire cu head managerii de la diferite entități puternice financiare, alături de care avem și barterii, nu? Și barterele sunt bune. Și care a spus, deci, domnul președinte, vrem să știm, vreți să candidați, pentru că dacă dumneavoastră veți fi în continuare, noi vom fi lângă echipa națională. Dacă nu, vom pleca de lângă ea și vedeți ce sponsor puternici au venit lângă echipa națională, pentru că oferim o transparență și o credibilitate. Cred că ăsta e principalul lucru, să oferi o credibilitate, o transparență, și sunt convins că și suporterii vor veni către stadion în clipa în care vor vedea o deschidere din punctul ăsta. Dacă tot aminteam despre echipa națională, nu știu dacă neapărat e un moment de răscruce, deși la echipa națională cam în fiecare an e un moment de răscruce în ultima vreme. Ce șanse are echipa la momentul de față să participe la următorul campionat mondial? E adevărat, ne dorim cu toții după 20 de ani să participăm la un campionat mondial.
Nu am căzut într-o grupă ușoară, deci absolut toate echipele sunt extrem de bine pregătite, chiar Armenia, pe care am bătut-o cu 5-0, dacă stai să gândești, are un jucător peste valoarea tuturor jucătorilor echipei naționale a României și mă refer aici la Mkhitaryan, care joacă la Manchester United, are început să joace, că a fost accidentat. Însă eu cred foarte mult în Christopher Daun, cer scuze, cu riscul de a nu fi pe placul tuturor telespectatorilor. Niciodată nu putem fi pe placul tuturor. Da, eu garantez că este un om extrem de bine pregătit, este un om care dezvoltă fotbalul românesc și nu mă refer numai la echipa națională, sistemul în sine de pregătire, începând cu reamenajarea centrului de la Mogoșoaia, programul pe care îl are echipa națională, modalitatea de a se deplasa în toată Europa, de a participa la meciurile echipelor de naționale de juniori, de a se întâlni cu antrenorii echipelor naționale de juniori. Eu cred că ceea ce va face Christopher Daun acum se va vedea peste timp și de ce nu? Eu sper în continuare într-o calificare, poate nu o calificare de pe primul loc, pentru că Polonia se pare că deja a scăpat în câștigătoarea grupei, e și o echipă foarte bună, însă eu cred că avem șanse reale de a prinde locul 2 și de ce nu de a ne califica la un baraj pentru campionatul mondial. Mai avem doar un singur minuțel până la pauză. Ultima întrebare fulger pentru această parte a emisiunii este dacă va putea găzdui România la un moment dat vreun campionat măcar european. Sigur că da. În 2020, în mod cert, acele 3 meciuri se vor juca în România. S-au făcut pași foarte mari, avem sprijinul guvernului. Deja stadioanele au intrat în reconstrucție. Singurul semn de întrebare care este la acest moment, al treilea stadion, pentru că se știe în afară de Național Arena, trebuie să ai 3 stadioane de pregătire pentru echipele care vor participa aici. Este cel de la Dinamo, nu se știe exact situația juridică, dar există varianta de rezervă, stadionul din Cotroceni. Este foarte bine. Semne bune anul are, se pare. Trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim imediat.